furt din magazine, jafuri de mașini, jafuri bancare. Acestea sunt lucruri pe care hoții de rând, cu mintea îngustă, fără niciun fel de imaginație, le-ar face. Este nevoie de un hoț cu adevărat îndrăzneț pentru a trece la următorul nivel. Astăzi o să vorbim despre oameni care au mers mult mai departe, împingând limitele lucrurilor care pot fi furate la maxim. Scoateți-vă sacul, puneți-vă cagulele și apăsați butonul de like cât timp o să vorbim despre cele mai mari chestii furate vreodată. 10. Cea mai ușoară pradă aeriană. Pe data de 5 mai 2003 a fost furat un avion Boeing 727 chiar de pe pista de decolare a aeroportului Cointreau do Fevereiro din Luanda, Angola. Nu a comunicat nimeni cu controlul traficului aerian și nu a mai fost văzut niciodată. A virat ușor pe pista de decolare și a șters-o imediat fără ca măcar să prindă luminile avionului. Cei de la FBI și CIA au căutat pe tot globul timp de ani de zile și nu au găsit nimic altceva decât praful lăsat de acesta în urmă. Două persoane au fost văzute că au intrat în avion înainte ca acesta să fie furat. Pilotul american și inginerul de zbor Ben C. Padilla și un mecanic din Congo numit John M. Mutantu. Totuși este bizar că niciunul dintre acești bărbați nu erau certificați să piloteze un Boeing 727, însă amândoi au ajutat la verificarea și repararea avionului în lunile precedente incidentului. Sora lui Padilla crede că acesta a fost constrâns de altcineva să fure avionul și că acum este ținut ostatic undeva împotriva voinței lui. Alții au speculat că singurul motiv pentru care acesta a recurs la un asemenea gest a fost pentru bani, bazat pe faptul că Padilla a mai fost găsit în trecut vinovat pentru fraudă. Dar până în ziua de astăzi, tot acest eveniment bizar și amuzant totodată rămâne un mister neelucidat. 9. Operațiunea oaselor. Într-un dosar bizar în instanță cunoscut sub numele de Statele Unite versus scheletul unui Tyrannosaurus Batar, subiectul în cauză a fost un dinozaur preistoric furat. Chinul a început odată ce un bărbat din Florida pe nume Eric Procopi a adus din Mongolia până în America cu escală în Marea Britanie scheletul fosilizat al unui Tyrannosaurus Batar, o rudă apropiată a dinozaurului T-Rex pe care îl știm cu toții. Atunci când a fost verificat la vamă, el a declarat că scheletul are ca proveniență Marea Britanie. Odată ajuns în America, Eric a licitat pentru acest dinozaur suma de $1,000,000. Totuși, atunci când guvernul mongol a aflat de minciuna lui Eric și a aflat că adevărata origine a fosilelor nu este declarată, acesta a împiedicat tranzacția. Conform legilor mongoliene, fosilele au o semnificație culturală importantă, iar mutarea lor fără aprobare este ilegală. În urma acestor neînțelegeri, Eric Procopi a fost arestat și acuzat de contrabandă cu bunuri ilegale, posesie de bunuri furate și declarații false. El a ajuns la închisoare pentru 3 luni și scheletul s-a întors în Mongolia. Pentru un lucru care este mort de milioane de ani, Tyrannosaurus Batar a avut parte de o călătorie cu avionul pe cinste. 8. Crima secolului. Furarea unui copac secular nu a fost niciodată o sarcină ușoară. Dacă luăm acest caz derutant din anul 2012 în considerare, atunci înseamnă că un copac, cu cât este mai bătrân, cu atât este mai greu de furat. A fost nevoie de un plan foarte elaborat și răbdare multă pentru braconierii care au furat un cedru roșu din insula Vancouver, chiar pe coasta sud-vestică a Canadei. Copacul avea o vârstă estimată la 800 de ani și un diametru de 9 metri la bază. Calitatea ridicată a lemnului său l-a transformat într-o țintă nefericită a braconierilor. În timpul unei verificări de rutină, pădurarii au fost uimiți să găsească copacul secular tăiat în proporție de 80%. Atunci se părea că cineva încercase să fure copacul gigantic, dar a renunțat. Pădurarii au adus la fața locului mai mulți tăietori de lemne profesioniști care au constatat că nu se mai poate face nimic pentru salvarea copacului. Aceștia au fost obligați să doboare copacul pentru a evita provocarea unor accidente nedorite. Pădurarii au decis să lase copacul să putrezească și să hrănească pădurea cu celuloza sa, însă asta e tot ceea ce își doreau hoții care au încercat să-l fure prima dată. Odată ce copacul a fost doborât în siguranță, aceștia s-au întors și au furat toată masa sa lemnoasă. Totuși, au fost o mulțime de speculații în privința resurselor braconierilor de a putea căra și comercializa un copac secular de o asemenea dimensiune. Dar, oricum ar fi procedat hoții și orice legături ar fi avut, aceștia nu au fost prinși niciodată. 7. Iluminat de hoți. Budiștii care se aflau în templul din Tacoma, Washington, au fost iluminați divin în anul 2015, la fel cum se întâmplă de cele mai multe ori, lăsând la o parte obiectele materiale.
numai că acest fel aparte de iluminare a fost mai puțin palpabilă decât de obicei pentru că a implicat pierderea unui clopot din cupru ce se afla în mănăstire cu o greutate de 1360 de kg și o înălțime de 3,7 metri. Polițiștii au fost uimiți de hoții care au reușit să facă așa ceva datorită dimensiunii și greutății enorme a clopotului. Stareții budiști care conduceau templul au speculat că oamenii care au furat minunăția nu au vrut decât să facă bani de pe urma acestuia, fără a lua în considerare semnificația clopotului și cât de important este pentru prezența budismului. Este adevărat, clopotele sunt folosite des pentru a semnifica începutul meditațiilor, ceea ce îl face un obiect sacru pentru călugării budiști. Cel mai probabil, hoții au topit clopotul și au vândut cuprul obținut sau a fost vândut pe piața neagră. Cu toate că mă îndoiesc că vreun amanet ar accepta să cumpere un clopot suspicios de 1,3 tone, dar totuși o afacere rămâne o afacere. Până la urmă nu poți ști niciodată ce poate intra pe ușa unui amanet. 6. Blasfemie, cărămidă cu cărămidă. Creștinismul a suferit și el pierderi evlavioase în anul 2008, când hoții au reușit să fure o biserică la propriu. Clădirea sfântă se afla în orășelul Comorova din anul 1809 și a fost furată de hoți cărămidă cu cărămidă. Inițial, aceștia au trecut neobservați pentru că biserica fusese scoasă din uz și era într-o zonă izolată. Oficialii bisericii au considerat că ar fi timpul repunerii în folosință a clădirii, însă planul a dispărut din fața ochilor lor, la propriu. Totuși, ei încă se pot aduna în fiecare dimineață de duminică pe fundația clădirii în aer liber. În mediul rural din Rusia, bisericile sunt mult mai vizate de hoți decât ați crede, pentru că obiectele religioase și materialele construcțiilor pot fi vândute pe sume impresionante de bani. 5. O istorie a crimelor. În anii 80, undeva în Tel Aviv, Israel, majorul Ari Ishaki restaura un avion de luptă Mustang din al doilea război mondial pentru forțele aeriene ale Israelului. Avionul a fost parcat într-un aerodrom de unde era gata să fie transportat mai departe către Muzeul Forțelor Aeriene. După ce a fost reparat, Ari Ishaki și-a făcut propriile planuri cu avionul Mustang. Într-o zi, care părea normală la început, el a zburat cu avionul antic până în Suedia, unde l-a vândut ilegal pentru suma de 331.000 de dolari. 6 ani mai târziu, guvernul israelian a descoperit ruta avionului de unde l-a și recuperat. Majorul Ari Ishaki a ajuns la închisoare pentru faptele sale. 4. Un pod prea îndepărtat. Unii oameni construiesc podurile, alții le dau foc, iar în unele cazuri foarte rare, unii le fură. Acesta este și cazul despre care o să vorbim acum, unde doi bărbați cu foarte puțin respect pentru istorie au fost arestați pentru că au furat un pod cu o vârstă de 100 de ani din China în anul 2012. Podul era o țintă destul de ușoară din cauza că era înconjurat de o mulțime de șantiere în construcție și era rar circulat. Totuși, în cele din urmă, una dintre puținele persoane care foloseau podul regulat a fost uimită să afle că podul nu mai era acolo. A urmat o investigație mai amplă a poliției, iar după ce niște martori oculari au raportat că au văzut la locul faptei vinovații care zăboveau la capătul podului în interiorul unui camion, poliția a luat urmele lor. Hoții au mărturisit că au folosit 2 macarale și 2 tiruri pentru a ridica și transporta cele 16 bucăți de piatră uriașe din care era făcut podul. 3. Vaporul furat. Da, ai auzit bine. Unii oameni preferă cea mai mare pradă și nu ne referim la copiii care folosesc cardurile părinților pentru a cumpăra chesturi din Brawl Stars. În 2017, pirații din Somalia cu standarde ridicate au reușit să deturneze un vas petrolier. Echipajul navei numită Aris 13 au decis să salveze niște timp și combustibil și au folosit o scurtătură prin strâmtoarea Socotra. Au regretat foarte repede decizia luată odată ce vasul lor a fost abordat de pirații locali. Odată ce pirații au realizat că vasul petrolier aparținea unui om de afaceri renumit din Somalia pe care pirații din zonă au tendința să îl evite cu prudență, aceștia au eliberat echipajul, iar mai târziu vasul, fără să ceară vreo răscumpărare. În ciuda faptului că a fost unul dintre cele mai mari jafuri ale tuturor timpurilor, răsplata nu a fost pe măsură, decât o plimbare cu un tank petrolier în largul oceanului. 2. Furtul subacvatic din SUA. În anul 1968, din motive încă necunoscute, submarinul sovietic K-129 s-a scufundat la 4876 de metri pe fundul Oceanului Pacific, la 2574 de kilometri nord-vest de Hawaii.
În acea vreme, tehnologia rușilor nu era capabilă să localizeze sau să preia rămășițele embarcațiunii subacvatice, care era dotată cu artilerie grea. Însă, rivalii lor din războiul rece, SUA, au auzit zvonuri despre acest neajuns al tehnologiei sovietice și nu au ratat oportunitatea de a pune mâna pe un submarin sovietic încărcat cu documente care puteau fi folositoare. Nu mai menționăm și posibilul armament nuclear cu care era dotat. Pentru a menține toată operațiunea în secret, America a apelat la serviciile CIA pentru a se ocupa de acest caz în locul forțelor marine ale statului american. În 1974, CIA a folosit aproximativ 4 miliarde de dolari pentru a construi un vas de explorare numit Hoover Glomar Explorer. Toată operațiunea a presupus construcția unei macarale gigantice pe nava Explorator pentru a aduce submarinul la suprafață. Procedura însă nu a fost executată perfect, iar părți ale submarinului s-au rupt și s-au scufundat înapoi pe fundul Oceanului Pacific în timpul încercărilor de recuperare. Bucata de submarin cu care s-a ales CIA-ul în urma excursiei de pescuit avea la bord torpile nucleare și câteva corpuri ale marinarilor prinși în interior. Ancheta în urma operațiunii, care a fost prezentată publicului ca fiind nimic mai mult decât o operațiune de minerit după cărbuni, a avut urmări culturale grave. Faptul că oficialii au negat orice implicare a SUA în această operațiune a dus la folosirea principiului nici confirma, nici nega, care este acum o frază cunoscută printre americani ca răspunsul Glomar, după numele vasului care a fost folosit în operațiune. 1. Un munte de crime. Oricât de departe ar ajunge lucrurile pe pământ, acestea nu pot fi mai mari decât munții. Hoții care își clădesc cariera pe baza frazei totul sau nimic au luat totul puțin cam prea în serios. Pentru ei, furtul unui munte este concluzia logică a acestei expresii. Localnicii din satul Humta, din estul Indiei, aduc cu siguranță fraza de mai sus la viață, fiindcă au furat vârful muntelui Humt Pahad. Localnicii au cioplit roca muntelui pentru a o vinde mai departe dezvoltatorilor de proprietăți. Ei au folosit câștigurile ca să-și hrănească familia. Micul sat nu are foarte multe lucruri de pe urma cărora pot câștiga bani, cu atât mai puțin o industrie bine clădită în zonă. Astfel, oamenii de acolo cioplesc pentru 11 ore pe zi, ceea ce a făcut vârful muntelui să dispară și să arate mai mult ca un ciot deluros. Chiar dacă această practică este ilegală, autoritățile locale tind să închidă ochii pentru că muntele este una din puținele surse de venit din zonă. Un afacerist local a depus chiar și o cerere conform căreia el este deținătorul de drept al muntelui în încercarea de a îndepărta partea infracțională a acestei activități, însă autenticitatea revendicării este discutabilă și suspicioasă. Dacă nu se schimbă nimic în acea zonă și nu se va dezvolta o infrastructură solidă, localnicii o să fure în cele din urmă tot muntele. Sunteți șocați de amploarea acestor crime? Care este cel mai mare obiect pe care l-ai pierdut sau ți-a fost furat? Ne puteți răspunde în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!